În ciuda faptului că anterior liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a anunțat că partidul pe care îl conduce este unul puternic, astăzi printr-un comunicat de presă, formațiunea a anunțat că nu va participa la alegerile parlamentare din circumscripția Hâncești. De menționat că anunțul a fost făcut după ce ieri persoana propusă de Platforma DA pentru scrutinul parlamentar nou, Mihail Druță, a declarat că nu va candida din partea PPDA. În aceste condiții, cei din Platformă spun că regretă că partidele pro-europene și naționale au preferat să își înainteze candidații pentru această circumscripție fără coordonare reciprocă. Cu toate acestea, aceștia consideră că mai există timp pentru ca partidele pro-europene să-și consolideze pozițiile și să accepte înaintarea unui candidat comun al forțelor pro-europene, punctând că sunt profund convinși că miza adevărată a scrutinului în circumscripția 38 este testul pentru unitate, se mai arată în comunicat. Alegerile parlamentare din circumscripția Hâncești vor avea loc pe 15 martie.